Bine v-am regăsit, stimați spectatori, la o nouă întâlnire în curtea școlii. A reînceput ultima parte a semestrului al doilea din anul școlar 2020-2021, un an școlar plin de încercări, plin de provocări. A reînceput cu foarte multe emoții. De ce? Pentru că foarte, foarte mulți elevi din clasa a 6-a, a 7-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a s-au reîntors în bănci după o perioadă destul de lungă și s-au reîntors cu toții în același timp în sala de clasă, fapt care, așa cum spuneam, cu siguranță a provocat emoții, nu numai emoțiile reîntâlnirii colegilor, reîntâlnirii profesorilor, ci și emoții legate de felul în care profesorii vor aborda această parte a semestrului al doilea, având în vedere că, iată, elevii, după ce au stat multă vreme în spatele monitoarelor, se reîntâlnesc cu profesorii. Se pare însă că primele zile de săptămâna trecută și cea prima zi din această săptămână au contribuit, să spunem așa, la aplatizarea emoțiilor, pentru că profesorii, marea majoritatea profesorilor, au fost înțelegători, având grijă să îi reintroducă pe elevi așa cum trebuie în învățământul acesta față în față, pentru că mă gândesc, eu au conștientizat că și elevilor le-a fost cam tot atât de greu cât le-a fost profesorilor să predea în online. Așadar, vești bune din curtea școlii, faptul că foarte multe școli și la nivel național, 2167 de localități și școlile din aceste localități din România au reînceput semestrul al doilea față în față și asta pentru că rata de infectare este de sub 1 la 1000 de locuitori. Numărul școlilor a crescut și în această săptămână cu încă 110 de școli din orașe și comune care sunt în scenariul verde. Dacă vorbim despre județul Suceava, m-am uitat pe un comunicat din partea inspectoratului și am văzut că din cele 231 de unități de învățământ, doar 15 sunt în scenariul 2, scenariul galben, care presupune reîntoarcerea în sălile de clasă doar a elevilor din învățământul primar, a celor din clasele terminale, a 8-a, a 12-a și eventual a 13-a. Deci 15 unități școlare, câte una în fiecare localitate, doar în Vatra Dornei pare că problemele continuă un pic. Sunt acolo foarte multe unități școlare în scenariul galben. Ne dorim însă ca toți elevii să revină în bănci, măcar pe final de an școlar, pentru că știm că sunt multe, multe lucrurile care trebuie remediate, care trebuie corectate, care trebuie recuperate, măcar în această perioadă rămasă până la vacanța de vară. Și pentru că e o preocupare a mea așa în curtea școlii a tuturor adulților, fie că vorbim de cadre didactice, de părinți, ca elevii să reintre, să spunem, în ritmul orelor față în față și în învățarea aceasta clasică cu care ne obișnuisem ani la rândul, am invitat astăzi în curtea școlii un reprezentant al elevilor, reprezentant, spun eu, semnificativ, cel puțin la nivelul județului Suceava, deoarece este președintele Consiliului Județean al Elevilor, dar se pare că reprezintă cu brio județul nostru și la nivel național, fiind vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor. Îi spun bine ai revenit în curtea școlii lui Rafael Barac Bologa. Bine v-am găsit! Vă mulțumesc frumos pentru a doua invitație pe care am primit-o la emisiunea dumneavoastră. De altfel, îmi pare bine să vă revăd. Eram curioasă, Rafael, cum s-a simțit toată această perioadă de online, acum trecerea în învățământul față în față. Eram curioasă cum s-a simțit de către elevi, pentru că de către profesori am tot aflat. Am avut invitați în ultima vreme profesori, reprezentanții inspectoratului, părinți,
din diferite domenii, să spunem, din comunitate, care se implică în tot ceea ce presupune educația. Dar uite că n-am reușit să mă întâlnesc direct cu un elev și mă bucur că ai acceptat invitația, deși, așa cum spuneam, au reînceput orele față în față, ceea ce ar fi putut fi un impediment, dar ora de după amiază e una potrivită. Hai să începem întâi cu emoțiile acestea care au însemnat revenirea în sala de clasă. De când nu fusesei în sala de clasă alături de toți colegii tăi? Eu personal nu am simțit orele de curs fizice de anul trecut din martie. Am mai participat într-adevăr și la începutul anului la câteva ore de curs în prima perioadă a anului școlar, însă perioada pot spune că a fost una destul de lungă, de aproximativ un an, în care n-am reușit să-mi văd colegii, n-am reușit să văd profesorii și n-am reușit practic să simt învățământul așa cum eram obișnuit încă din clasa 1-a. Acum ești elev în clasa 11-a. E oarecum un noroc, nu? Să spunem, dacă erai intra 12-a, cred că emoțiile erau foarte mari, având în vedere forma aceasta online a învățământului. Mai e timp, nu? De recuperare, de pregătit pentru evaluarea națională de clasa a 12-a. Cum au fost profesorii, sunt curioasă, în aceste două zile? Pentru că foarte mulți elevi, deși și-au dorit să se revadă cu colegii, deși și-au dorit să învețe în bancă, își făceau mari, mari griji, din câte știu eu, legat de atitudinea profesorilor. Dacă nu, cumva îi vor lua din prima foarte tare, vor începe cu testele, vor începe să, nu știu, să-i facă pe elevi așa din plin să simtă autoritatea. Cum a fost în cazul tău? Eu personal consider că profesorii au fost chiar mai fericiți decât noi vis-a-vis de începerea școlii acum. Ne-am obișnuit cu perioada online, cu evaluările online, cu lucruri digitale și cred că e o ușurință acum, atât pentru noi cât și pentru profesori, să ne întâlnim în formula fizică. Știu, colegii mei au fost stresați de subiecte precum testele și recapitulările vis-a-vis de ceea ce s-a făcut în online, dar eu consider că per total lucrurile au mers foarte, foarte bine și în continuare profesorii, având o bunăstare legată de prezența fizică, sunt foarte înțelegători și chiar își fac treaba mai bine ca înainte, pentru că au reușit să introducă și resursele tehnologice, modalitățile de predare, ceea ce fac lecțiile mult mai interesante. Da, să sperăm, nu? Că acest obicei al folosirii device-urilor, a resurselor acestea online va rămâne, chiar dacă, să spunem, învățământul, așa cum ne dorim, va rămâne față în față. E important, nu? Accesul și știința utilizării platformelor e importantă pentru profesori. E foarte importantă pentru oricare om din secolul 21. Deoarece digitalizarea e un lucru necesar la momentul de față, tehnologia avansează, cerințele sunt altele. Bine, astea sunt lucruri pe care voi elevii sau tineri, adolescenții le știați deja înainte de învățământul online. Poate profesorii nu erau la fel de familiarizați și pentru ei chiar a fost o provocare această perioadă, iar faptul că, iată, au conștientizat necesitatea și până la urmă plusurile, pentru că există și plusuri ale învățământului online și plusuri ale posibilității acestea de a ne întâlni în grup mult mai mare în spațiu online. Deci voi știați deja, profesorii au înțeles, acesta e unul dintre beneficiile învățământului online. Mi-ai spus că opinia personală, opinia ta este că până la urmă lucrurile au decurs foarte bine. Ești în același timp reprezentantul elevilor la nivel județean și vicepreședinte al organizației la nivel național. Care este opinia organizației, să spunem, pentru că opiniile pot fi diferite, dar mă gândesc că voi ați reușit în această perioadă să luați, să spunem, pulsul mulțumirilor sau nemulțumirilor elevilor. Cum au fost ei legat de modul în care s-a desfășurat învățământul online? Care a fost opinia elevilor la nivel național? De ce nu? Mă gândesc că ai aceste informații. Da. Acum bănuiesc că se observă faptul că perioada asta pandemică e
o perioadă în care opiniile s-au împărțit din toate punctele de vedere, atât în domeniul medical și în mod special și specific în partea asta de educație. Sunt foarte multe variabile, n-aș putea spune că elevii s-au simțit într-un fel, ci că unii elevi nu s-au acomodat cu învățământul online, unii au fost în situații fericite în care lucrurile s-au desfășurat bine, așa cum este și cazul meu. De altfel, per total, cred că a fost greu pentru toată lumea, dar ce se întâmplă mai departe, specific, diferă foarte, foarte mult. Ce-i drept, unii elevi nu au avut acces la educație, cel puțin în 2020. Spre 2021 lucrurile au mai început să se remedieze. Totodată, anul acesta, au început și profesorii să adapteze metodele de predare. Anul trecut a fost unul atipic în care toți am mers mult mai greu cu ceea ce aveam de făcut înainte și totodată educația a stat puțin în loc, cel puțin la începutul anului. A avut puțin de suferit, dar lucrurile spui că au început să se regleze pe parcursul anului 2020-2021. Mă bucur să aflu acest lucru și opinia aceasta destul de echilibrată, să spunem, pentru că, într-adevăr, așa cum aici e firesc, să fie și mulțumiți și nemulțumiți, și oameni care au reușit să se adapteze mai ușor și alții care o fac un pic mai greu. Îmi doream, în cadrul acestei întâlniri, pentru că ești vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor, care elevi sunt parteneri de dialog social, din câte știu, alături de părinți în toate aceste decizii în care sunt consultați din partea Ministerului Educației. Eram foarte curioasă dacă, pentru că am văzut, se în presă apar tot felul de lucruri legate de poziții în diferite probleme, să spunem, ale Consiliului Național al Elevilor. Sunt foarte curioasă dacă dialogul acesta este unul real, pentru că titulatura sau denumirea, să spunem, a acestor situații în care vi se cere părerea este de dialog. Există un dialog real între factorii decizionali la nivel de minister și elevi și părinți? Cum se simt lucrurile astea acolo, la București, să spunem? Pot spune că inițiativa de dialog există. Într-adevăr, comunicarea cu Ministerul Educației Naționale și cu alte autorități din domeniul educației pe perioada pandemiei a fost unul constant și destul de eficient în anumite situații. Spun anumite situații, pentru că deși există dialogul acesta și personal sunt mulțumit de modalitatea în care suntem implicați în luarea deciziilor, de cele mai multe ori deciziile nu prea coincid cu opinia elevilor sau cu opinia părinților sau a profesorilor în speță. Dialog există, inițiativă există, ne implicăm activ, venim noi către Ministerul Educației Naționale cu propuneri ori de câte ori este cazul sau ori de câte ori simțim nevoia. Problema intervine în etapa de la dialog până la implementare, undeva informațiile, e un fel de telefon fără fir și uneori informațiile se mai modifică, dar pe partea de dialog social, așa cum ne place să-l numim de cele mai multe ori, există implicare. Înțeleg. Deci există astfel de întâlniri, există întrebări și răspunsuri de ambele părți. Când lucrurile ajung pe hârtie sau când se iau deciziile, se mai sunt denaturate, să spunem. În anumite situații. Știu că au fost mai multe probleme pe perioada aceasta a învățământului online pe care le-au ridicat reprezentanții elevilor. Eu mă întrebam cum culegeți voi, să spunem, informațiile, pentru că în perioada aceasta online clar nu au putut să se desfășoare întâlniri față în față. V-ați întâlnit online la nivel de județ, mă gândesc, că întâi, nu? Sunt consultați elevii din județ prin reprezentanții lor, pentru ca mai apoi să meargă mai departe, să spunem, o astfel de solicitare. Aici vorbim de mai multe tipuri de consultare sau de luarea deciziilor. De cele mai multe ori am lansat consultări în teritoriu care, așa cum ați spus și dumneavoastră, prin intermediul consiliilor județene, au fost distribuite în toate școlile și mai departe, majoritatea claselor. Astfel am avut la un moment dat, în aproximativ 48 de ore, undeva la 50.000 de răspunsuri la o consultare vis-a-vis de începerea anului școlar, anul trecut în septembrie. De multe ori, pozițiile pe care le luăm au un caracter foarte urgent și mergem pe principiul mandatării.
dacă ar fi să explic puțin organigrama structurii noastre, plecăm de la reprezentanții fiecărei clase, supranumiți și șef al claselor, care fac parte într-o adunare generală a școlii, care alege reprezentanții școlii, mai departe reprezentanții școlii aleg reprezentanții pe județ și președintele Consiliului Județean al Elevilor face parte din adunarea generală a Consiliului Național al Elevilor și Consiliul Național al Elevilor, prin adunarea generală, desemnează reprezentanți ai Consiliului Național al Elevilor. Așadar, într-o formă piramidală, încercăm să aducem toate informațiile posibile de la bază spre vârf și mai departe să înaintăm pozițiile filtrate și conturate, pentru că în momentul în care consulți un număr foarte, foarte mare de elevi, o să ai foarte, foarte multe opinii diferite, ceea ce înseamnă că trebuie să înaintezi o propunere legitimă. Așadar, pe principiul mandatării, formulăm propunerile pe care le primim și le trimitem mai departe. Spuneai mai devreme ceva legat de anul școlar. Știm că s-a modificat un pic structura anului acesta școlar, că s-a prelungit vacanța de primăvară, că sunt clase, excepțiunile pe cele terminale, care vor merge la școală undeva până aproape de final de iunie. Care a fost opinia legată de această situație? Opinia elevilor pe care i-ați consultat? Dacă a existat o consultare și în această privință și un dialog cu cei de la minister, cu părinții? Noi formulăm propuneri pe baza structurii anului școlar încă de ceva ani încoace. Ne dorim să înceapă anul școlar o dată fixă și să termine cât mai devreme în luna iunie, fiind foarte multe dezavantaje în învățământul pe timp de vară. Vorbim aici și de condiții termice nefavorabile și, nu știu, poate anumite activități de vară ale elevilor pe care le desfășoară. Așadar, decizia de a prelungi anul școlar până la finalul lui iunie nu a fost una care să coincidă cu poziția noastră de a termina cât mai devreme. Neavând neapărat legătură cele două, decizia cu propunerea pe care o făcusem noi în prealabil, o părere personală, consider că decizia e fundamentată existând întreruperile astea în învățământul online și tot ceea ce s-a întâmplat până acum. În concluzie, aș putea spune că nu este avantajos, dar e o decizie fundamentată. Înțeleg. Și tot legat așa de numărul de ore, de numărul de zile, de momentul începerii și finalizării anului școlar, a existat la un moment dat o discuție, nu mai știu exact cine a stârnit polemica legată de faptul că în România, în sistemul de învățământ românesc, elevii stau cel mai sau prind, suntem printre țările care avem cel mai mic număr de zile de cursuri și că ar fi nevoie de mai multe zile de mers la școală. Ce crezi? Sau, nu știu, să-ți cer o opinie personală sau care e, dacă a existat și legat de acest subiect o dezbatere, e aceasta o modalitate de a rezolva, să spunem, problemele care există? Trebuie să recunoaștem în învățământul românesc mărirea numărului de zile de școală? Acum o să spun într-o perspectivă personală, pentru că poziția structurii nu a fost conturată în sensul ăsta. Dar pot să fiu undeva la 101%, sigur că asta e și părerea colegilor mei, vis-a-vis de faptul că nu numărul de zile este o problemă sau nu câteva zile în plus la școală ar rezolva problema învățământului românesc. Aici vorbim de ceea ce se face în cele 9 luni de școală pe an calendaristic. Avem nevoie de o curriculă adaptată, avem nevoie de alte metode de predare, avem nevoie de, nu știu, alte obiective în educație, pentru că în momentul actual educația din România încă se bazează pe informații, nu pe dezvoltarea de competențe, pe integrarea pe piața muncii și în sensul ăsta poziția noastră conturată este pe baza planurilor cadru și am inițiat o scrisoare deschisă împreună cu alți parteneri de dialog social către Ministerul Educației, astfel încât să redeschidem dezbaterea în ceea ce privește planurile cadru și curricula pentru următorii ani.
Nu mai știu exact care este situația în privința liceului. Știu că manualele, spre exemplu, a celor de învățământ primar, a celor de gimnaziu s-au modificat, că au o altă formă, o altă abordare a conținuturilor, dar din câte știam eu, la liceu încă nu s-a întâmplat acest lucru și sunt, să spunem, elevi de liceu cu anumite specializări care învață pe manuale vechi de zeci de ani. Mai e aceeași situație sau lucrurile se schimbă? Sau care e abordarea profesorului? Aplică această idee pe care o au cu toții și o cunosc, faptul că manualul este doar un simplu instrument, nu e musai să predai ce e în manual, ci important e să respecti programa. Cum se întâmplă lucrurile la liceu? Da, aici vorbim de, în mod special, de conținutul manualului, nu de manualul propriu-zis. Așa cum ziceam, planurile cadru nu au fost schimbate de 12 ani, nu s-au mai făcut niciun fel de adaptare, lucrurile au rămas la fel și între timp, pentru că cerințele au devenit altele și lucrurile au evoluat, altele sunt cerințele pentru integrarea pe piața muncii. Aici vorbim puțin și de învățământul profesional. Profesorii au găsit tot felul de metode alternative, auxiliare și tot felul de instrumente pe care de multe ori elevii le accesează din punct de vedere financiar și pe care le folosesc la clasă. Am înțeles. O să continuăm discuția legată de care ar fi soluțiile sau care sunt nevoile din punctul de vedere al elevilor, nevoile învățământului românesc la acest moment. Vom continua, așa cum spuneam, această discuție cu invitatul de astăzi, Rafael Barac Bologa, elev în clasa 11-a la Colegiul Național Ștefan cel Mare din Suceava, președinte al Consiliului Județean al Elevilor și vicepreședinte la nivel național. Vom continua discuția după un scurt moment de publicitate.